Rata de îndatorare a persoanelor vârstnice din Gorj este tot mai mare, iar în condițiile în care mulți bătrâni rămân în urmă cu plățile, ajung să li se pună popriri pe pensii. Numai luna trecută, peste 3.000 de bătrâni au primit bani mai puțin de la poștaș. Casa Județeană de Pensii Gorj le oprește bătrânilor până la o treime din venituri, dar în unele cazuri se poate ajunge la popriri chiar și pe jumătate din pensiile vârstnicilor. La sfârșitul lunii octombrie 2017, Casa Județeană de Pensii Gorj se înregistrează cu un număr de 3.182 de beneficiari cărora le-au fost poprite pensiile. Facem precizarea că în cazul acestora, Casa Județeană de Pensii Gorj are calitatea de ters poprit, aplicând prevederile codului de procedură civilă, respectiv reținerea una a treia din pensie, dacă este vorba despre o singură poprire, sau se merge până la una a doua din pensie, dacă vorbim de mai multe popriri. Valoarea totală a viramentului înregistrat în contul acestor debite a fost de 615.432 de lei. Reprezentanții Casei de Pensii Gorj sunt nevoiți să rețină din pensii pentru că beneficiarii sunt restanțieri fie la bănci, fie la taxe și impozite. Principalele motive sunt neplata la termen a creditelor pe care le-au achiziționat, a dobânzilor aferente, impozite și taxe, cam în principal cele două sunt în top. Atât primăriile din județ, cât și unitățile bancare au de recuperat de la bătrâni aproximativ 500.000 de lei.